21 de ani a fost lovit de o mașină în timp ce vroia să treacă strada. Conducătorul auto spune că băiatul i-a sărit în față în ultima clipă și nu a mai putut să frâneze. Băiatul este în stare gravă la spital. Este posibil ca băiatul să nu se fi împiedicat, ci să fi fost împins în fața mașinii. Crimă în cazul tânărului călcat de mașină? Se poate să nu fi fost un accident? Toată lumea închide ochii la ce fac furnicile. Furnicii, mafomor, criminali, accident. Ce căutau furnicile la locul accidentului? Este posibil să fi fost ucis? Descoperire uluitoare făcută de 3 studenți la jurnalist. Se pare că un grup mafio de furnici l-a împins pe tânăr în fața mașinii. Acesta omorâse cu câteva zile în urmă câțiva membri ai grupării care intraseră prin infracție în locuința lui, iar poliția a demarat o anchetă în acest sens.